CNS, cetate de valocul 12 în seria a 4-a Ligii a 3-a de fotbal, a susținut sâmbătă la prânz primul său meci amical din 2016. Trupa pregătită de Marius Sârbu a jucat în deplasare pe terenul echipei Universitatea Cluj, locul 9 în seria a 2-a din divizia secundă, și a reușit să se impună cu scorul de 2-1. Atât rezultatul cât și aspectul jocului au fost considerate bune de conducerea clubului devean, mai ales că Universitatea, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă echipa din Cluj, a folosit prima garnitură cu jucători experimentați care anul trecut jucau în Liga 1. Meciul a fost unul echilibrat, golurile marcându-se în partea a doua a jocului. Deva a deschis scorul prin Suciu în minutul 55, gazdele egalând cu 5 minute înainte de sfârșitul jocului. Când toată lumea se aștepta ca partida să se încheie cu un rezultat de egalitate, Boloș a adus victoria celor de la CNS Cetate, înscriind în minutul 88. Marius Sârbu a început partida în formula Ratskelemen, Doda, Mintaș, Doboș, Vaida, Buzducea, Șaucă, Făgărășanu, Pribac, Suciu. La pauză intră în portarul Cobliș și jucătorul de câmp Grunță, Dosan, Boldea, Ungurianu, Chelariu și Boloș. Pe parcursul reprizei secunde au mai intrat Lupu și Boldor, doi jucători tineri de 16-17 ani promovați de la echipa de juniori. Pentru CNS Cetate urmează dubla cu colega de serie Performanța Ighiu. Primul meci se va disputa la Alba Iulia, revanșa urmând de a avea loc sâmbătă la Deva.